tot ce-a scris poezii când erau amintite. Noi am scris destul de multe texte. Noi ne-am rezumat la scrie mai puțin anual, datorită vouă la mai multe, pentru că noi am făcut o pauză un an, dacă ați observat, dar ele au fost apreciate de suficient de lume ca noi să continuăm să facem asta. Asta nu e, asta nu e apologetic. Eu vreau să vă întreb, pur și simplu, noi să scriem texte mai lungi sau nu? Pentru noi, sincer, adică pentru noi, voi pur și simplu n-ați fost de mult, dar voi nu știți cât costă un team de A4, voi habar n-aveți cât costă. Asta cheltuielile insuportabile. Bun, hai să facem așa, facem colecție. Deci, prieteni, anunț oficial, elefanții au murit. Avem destui pentru toată Africa, deja, pentru elefanți și Australia, și Asia, și unde mai sunt. India, care tot e Asia, Oceania și așa mai departe. De azi înainte, noi colecționăm pixuri și foi. Da. Și ca noi să putem să scriem, asta este unul dintre textele care nouă ne par o discuție foarte faină dintre conștient, ceea ce înseamnă rațiune, și inimă. Iată discuția asta, în capul nostru, noi o să vă prezentăm. Înțeleg că ești limonată, e o perioadă prea lungă. E când mă faci să simt ceea ce nu aș vrea. Și mă impui să mint, dacă continui așa, o să-mi îndrept sperațiune. Știi ce spune? Tu știi ce spune ea? Spune că din vina ta eu nu mai fac diferența între a crede și a spera. Mergi la șantaj? Atunci de ce mi-aduce minte că sunt la al șaptelea etaj? Tu te gândești să zari, dar eu nu. O iubesc prea mult, mama, și știu că o iubești și tu. Să o sun? De ce aș mai suna? Dacă după 4 zile nu mă sună ea. Dacă aș putea, te-aș tăia de piept cu un cuțit și m-aș răzbuna pentru tot ce am simțit. Ia-mi dat în inima ta, s-a păstrat amintirea ta. Din amintiri simt durere și frică. Începe totuși ura, dar mă tine să mergi pe ora.